Asta băieți, eu sunt Cristi și bine v-am găsit la un nou episod. Avem o nouă echipă la Team of the Season. Team of the Season Liga An este acum în FC Mobile și sunt evident și alți jucători care nu sunt din Liga An apăruți și jucători foarte, foarte, foarte interesanți. Așa că vom face un peco opening astăzi și vom încerca să găsim câțiva sau măcar unul dintre acei jucători sau dintre acei super jucători Sunt pe unul din conturile secundare Acum pe unul din conturile pe care nu am făcut nimic la Team of the Season Asta cred că este singurul cont de pe care n-am deschis absolut nimic N-am făcut niciun exchange într-un fel bine Fiindcă am resurse Pentru că cu siguranță dacă și voi ați făcut exchange-uri pe la Team of the Season Azi cam rămas fără resurse Că așa este din păcate Sunt mâncătoare foarte mari Dar nu mai contează asta Avem la Team of the Season așadar în primul rând un nou capitol legat de campionatul Franței, evident, și era destul de clar că numărul 1 din Franța o să fie Mbappé. O să fie foarte interesant la anul cât de, cât de interesant va mai fi campionatul Franței fără Mbappé. Nu zic că și din poza asta mai recunoaștem, nu? Un Aubameyang, un Jonathan David, mă rog, Lemelu și cu Golovin nu sunt neapărat cei mai cunoscuți. Dar nu sunt superstaruri Nici David și nici uh, Aubameyang Și nu se știe dacă uh, Males, canadianul canadianului Lil Va mai rămâne la uh, clubul uh, din Lille. Avem puncte, avem din nou uh, niște, niște uh, jocolețe Care par însă mai ok Pentru că în primul rând sunt 3 meciuri Pe care le poți uh, juca Nu mai sunt uh, din fericire skill game-uri uh, Poți să-l lași pe auto Și se vor juca singure să zic așa Reclama, reclamă Și avem un nou mod de... De a lua să zic așa. Avem aici un tabel cu mai multe uh, panouri și uh, fiecare panou, ca să-l vezi și în spatele lui, costă 10 puncte. Așadar, în fiecare zi poți să iei 5 panouri sau în două zile poți să iei 11, fiindcă na, la două zile mai și cred că în două zile faci 10 puncte și din reclame. Momentan aici ne apare level, momentan aici apare level 1, nu știu exact în ce constă acesta, adică nu știu cum crești într-un level, bă, adică find the ball to earn reward. Deci dacă ar fi să iau un pești din traducere și din capul nu ar fi că în spatele panourilor poți găsi piese pentru a construi puzzle-ul cu mingea și când găsești un, când găsești toate cele patru piese, cred că faci mingea și în momentul ăla ai trecut la nivelul 2, așa cred eu. Și în funcție de level, să zic așa, ei aici reward-uri, vedem la level 1 ai 500 de gemuri, la level 2 ai unul la cază de 94, destul de interesant, ai un mascherano la level 3 și așa mai departe. Bine, dacă mă întrebați pe mine dacă vă opriți la level 3 nu pierdeți nimica pentru că level 4 e un logo, la level 6 nu vedeți de facecam dar sunt niște bonuți, sunt 50.000 de bonuți și la level 5... E un standard pack, da, nici ăla nu este chiar fabulos. În orice caz, interesant noul mod, probabil o să putem face niște reward decente și de aici. exchange nu s-au schimbat, asta aceleași, doar că evident s-au updatat jucătorii. Și acum este momentul să vii și arăt dacă nu i-ați văzut deja, dar... Nu no, știu, Zidan, 99 Zizu, incredibil. Nu știu, poate el să fie, nu știu, nu l-am testat, dar cei care l-ați prins, spun că deja am primit, am primit pe Instagram niște poze, niște filmulețe cu, de la voi cu Zidane pe care l-ați luat. Sunt curios să-mi spuneți dacă vi se pare Zidane cel mai bun mijlocaș din joc acum că a apărut sau dacă rămâne totuși Vieira. Oricum mi se pare foarte, 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 foarte bun, e incredibil. Vedem și E senzațional. Emanuel Petit, și el un mijlocaș defensiv, cred că foarte, foarte bun, pentru că este foarte mare, solid. Kylian Mbappé, care mai este și left winger, deci într-un fel mai bine, plus care e ruleta, cred că de departe cel mai bun left -winger din joc, sau nu știu bine, poate, poate pe acolo cu Ribery, dar și el e foarte bun cu siguranță. Avem Don Aroma de 98, portar bombă, a apărut și Messi de asemenea, 98 right -winger, deci poți cu el și cu Mbappé, să-ți faci uh, niște benzi incredibile. O și el este un uh, mijlocaș ofensiv foarte, foarte, foarte interesant un jucător foarte cu skill, mă rog, vă ideea. Aubameyang, Marquinhos, Dembele, alt jucător de pe la event, dar cu siguranță cu cât scazi sub 97 nu mai par așa interesant jucătorii. Vedem și pe Vardy, aici pe Sergio Busquets, mulți, mulți jucători cunoscuți, mulți jucători mai în vârstă, dar da, o săptămână foarte interesantă. Marsa, ăștia din prima linie, Zizu, Petit, Mbappé, Donnarumma și Messi sunt de pe altă planetă. Așa că vom face un pre în cum am zis, o să facem câteva exchange-uri și vom deschide și de pe store niște pachetele. Dacă n-ați dat deja like, eu vă recomand să dați acolo un like puternic, să vă și abonați dacă sunteți noi. Vom începe cu acest toți Player or 3, pentru prima oară când îl fac pe acest cont. Dăm aici Quick Add și uh, ne va băga toți jucătorii. 4 de peste 90 îi vedem aici. Uh, dar nu vreau să pe Giuc, pe, Grill, pe Holland o să bag din Marco și uh, Di Marco și Hincapi. Și în rest dăm exchange aici. Uh, nu știu exact să zic de câte ori vom face acest exchange, dar uh, vreau măcar o dată să fac acel 94-99. Podolski, ok, nu știam că mai joacă și că a prins și carte toți. În Bemba de la Marseille ne pică, ne, ne pică de două Hai ori. Hai să mai facem o dată acest exchange. Ia să vedem ce ne vine acum și Minamino 91 este cel mai bun, Cerchi, nu prea am prins cine știe ce, dar nu contează. Acum avem jucătorii pentru 94-98, aici ne trebuiau 6 jucători de aceștia de peste 91. Mai aveam în club un Klaus și un Sengius, dar evident cu doi nu aveam ce să fac. Așa că avem aici șansă la Mbappé, la Donnarumma, la Messi, la Marquinhos, ai că nici nu sunt aici în pack în ăsta, dar în reward ăsta, dar chiar și așa este foarte promițător, așa că sper, sper să, să fie bine. Hai să vedem, hai să vedem și ia să vedem animație, bineînțeles, este argentinian. A aoleu, ce-am crezut. Deci chiar mă gândeam, văd dacă mi-arată Argentina, mai e vreunul, că nu m-am uitat, n-am fost atent, dar e Medina, n-am fost atent să văd înainte dacă mai sunt și alți argentinieni. Mamă, deci cum era să începem cu Messi, Medina, 94, e mă rog, e slab, că e minimul, dar bă, cum era mă, să fie Messi, mă? cum era să fie Messi, nici nu vreau să, să mă gândesc de câte ori o să avem acest bait și la... Chiar și la Mbappé am putea spune că sunt o grămadă de francezi și așa stau. La Zizou, cred că mai degrabă la Zizou, că cred că sunt și al mijloca central francezi. La Mbappé, Leftinger, nu cred că mai e al francez, Leftinger toți. Dar mă rog, în fine, Medina aici și Sergio Busquets, Coic, Pierul Messi, deci... Chiar, chiar, avea sens să fie și Messi în pec în locul lui Medina, fiindcă era el cu Busquets, nu? Mă rog, sens avea, dar n-a fost să fie una peste alta. Hai să mergem pe stora acum, băieții, și să deschidem Cred că două pachete vom deschide, clasicele de 3000 și de 4000. Uh, nu știu dacă, nu știu, poate să vedem ce vedem ce pică și vedem dacă deschidem și un pec de 7500, dar uh, nu, nu bag mâna în foc. Așadar, primul pack ăsta de 4000 de gemuri Pachet tradable, deci cu jucători toți tradable, însă cine, a, cine se uită la pe opening mele știe că n-am prins niciodată din pechul ăsta tradable, jucător cu animație. Deci dacă ar fi să mă gândesc la jucători precum Bapezi Zidane sau chiar și un ococea, sunt departe, departe de realitate și într-adevăr continui această tradiție care nu e tocmai pe placul meu. Și avem aici Pedro Gonçalves, 91, extraordinar de slab din punctul meu de vedere, Cocciu și alți jucători neinteresanți. În fine, hai să continuăm și mergem la pecul de 3000 de gemuri. Nu pot să zic că, că nu mă așteptam, deci din acest punct de vedere, na. Hai să vedem, ăsta măcar este cu siguranță garantat, este cu siguranță tradable, e, nu cu doamne ce vorbesc aici, e cu siguranță animat, deci nu mai În cap pe meu ciorba acum, am stat toată ziua să editez până acum și... Uh, nu mai, nu mai, cap, capul meu, gândurile mele sunt uh, Alandala. În fine, hai să vedem primul pe când nu e cel cu totul. E pachetul cu jucătorii mai slabi. În al doilea pack avem jucătorul, Team of the Season, de peste 93 în 3 double, deci garantat, cum am zis, are animație. Hai să vedem dacă este și un jucător bun, de preferat așa ar fi. Ia să vedem, este un Saudit, deci care că are 93, este Aldo Sari, jucătorul cel de la Al-Hilal, cel mai bun Saudit la ora actuală, știu că el este, nu știu dacă din istorie, dar la ora actuală el este. 93, da, este foarte, foarte slab, dar <laughs> ați văzut că am încercat să văd partea bună a paharului. Este cel mai bun saudit, adică n-am zis, mamă, ce jucător slab. Am încercat să-i dau și o puțină valoare, sper că înțelegeți ideea, dar clar nu e, nu e ce trebuie. O să cheltui și 200 de fa points, că tot am 987, o să cheltui 200 de fa points pe acest... 94, 99. Uh, e un pack totuși care văd că în care jucătorii vechi de la Team of the Season, adică, mă rog, vechi gen de la Bundesliga. Mai sunt Cristiano, Müller și așa mai departe aici. Dăm 200 de points și deschidem și pachetul ăsta, da? Ca să fie pe copăring frumos. Deci chiar n-aveți ce să spuneți, da? Că deschidem pe clipul ăsta de toate cu orice fel de resursă posibilă. Așa că, mă rog, primul pack nu este cu jucător, din câte știu, da? E al doilea pack. Van Buren și cu Lața din primul. Hai să vedem, dacă îmi dăm Cristiano în săptămâna lui Messi, nu mă deranjează. Sau un Balac, sau orice, orice da să fie bun. Hai mă, e peste 94, trebuie să fie bun. Nigerian, uh, oh, Boniface, dar cât are, 95? Are 95 măcar? Da, are 95, Ok. Uh. Nu știu, e, hai, că hai, e decent, hai să zic că e decent, că până acum am, cred că am prins în toate pachetele minimul. Boniface nu e chiar minimul, deci... Mă rog, este lap, dar nu și minimul, Ate, înțeles, da? 95 așadar, dăm aici pe continuu. Bine, în echipa asta pe care o am pe contul ăsta, cred că îmi și intră în echipă Boniface. Dar, mă rog, hai să zic că nu sunt dezamăgit rău. Cred că am și niște puncte de la Division Rivals. Ia să văd dacă pot deschide. Uh, nu, n-am decât 1600. Mamă, ce puține puncte am. Las că deschid. A, nu deschid nimic. Aveam să zic că deschid pe costa de 2500. Dar nici de asta n-am. dacă tot n-am, hai că mai deschid și un pack de 7500 de gemuri. Aia e ultimul pec pe care deschid de pe stor cu gemuri. O să mai deschidem după, cred că o să mai fac niște exchange-uri, dar hai că mai bag unul pentru voi, pentru voi, da? Pentru că dacă aveam puncte de la, de la Division Rivals, deschideam acolo. Dacă n-am avut puncte, ce să fac asta e? 7500 de gemuri s-au dus. O grămadă, o gălăgie. Iar am spart 15.000 de gemuri pe clipul ăsta. Dar măcar să vină ceva acum, pe bune. Chiar na, ar fi urât să nu vină. Ia să vedem. Team of the Season. Francez. QB A, ah, Hernandez, ok, nu chiar, deci habar n-aveam cine, cine era francez de la PSG-CB, pentru că în capul meu sunt Marchiniu și Beraldo, mă rog, mă mai gândeam poate la un screen, iar chiar nu mă gândeam la Hernandez, eu mă gândeam că e unul bun de peste 94, mă rog, e ok că măcar a avut animație, că nu era garantat, putea să fie 91 minimul, parcă, deci, mă rog, e Lucas Hernandez, care s-a cam accentat destul de grav în dubla cu Dortmund, dar... Ok, mi -a, mi -a, mi -a, nu că mi-a stat inima, dar mi-a dat speranțe pe cu trebuie să zic, că francezi puteau fi mulți bune, ați văzut și voi, Petit, ăsta, Maradona, zis, me ăsta, Mbappé, Zidane, Lemelu, erau, chiar erau o grămadă, Dembele era și el interesant, dar în fine, nu, vine Hernandez, care nu că, nu se vinde, da, nu se vinde, sunt 1000 de cereri, dar ok, hai mă să zicem că ok. Și hai că mai fac cu o dată acest exchange 90 ultimul pe care -l fac pe clipul ăsta. Și după facem pe cu 94-98 și și 94-99 în Bemba. Deci, e un fel de, ce să zic, trade în Bemba. Vreau să zic că sunt un fel de șeptare așa, dar nu prea, nu cred că îi poți compara cu șeptare. În fine, hai să venim aici, 94-98. Băgăm aici frumos, trebuie să băgăm 6 jucători, așa că o să-i băgăm pe cei untradeable, normal, cred că are mult mai mult sens să bage așa. 6, 6 jucători de 90-93 pentru 2 de 94-98. Sper, sper să fie mai bun de 94 jucătorul, sau mă rog, jucătorii de aici. Măcar unul să fie, da? Deci măcar unul să fie peste 94, dacă se poate. Chiar și un 95 amărât. Zic că e bun și ăla, dar măcar să nu mai fie 94, da? Hai, te rog eu, ei sports. Ia să vedem. Și francez din nou. Striker. Da, e tot 94. este la cazet 94. Iar și erau un milion de variante de francezi și din milionul de variante a picat cel mai slab posibil, dar n-au mai ce, ce, să mai zic. nu mai ai cum să mai ai de la ei sporti pe bune, chiar n-ai cum să mai ai. Vardi și cu la cazet doi fotbaliști mari pentru cluburile lor la care joacă acum, dar nu, 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 din, nu din ce Putea să pici aici, chiar, chiar nu, nu sunt ce trebuie. Mă no, dăm continuu și uh, hai să mergem și la asta, 94-99. Uh, am 5 jucători, din fericire o să-l păstrez pe Boniface, o să-i băgăm pe Busquets, Vardy, Medina și la Cazet. Ăsta este, cred că pot să zic, cel mai bun pe care l-am deschis până acum, pe clipul ăsta mă refer. Așa că sper să fie și un reward pe măsură, pentru că dacă nu, nu mai zic nimic. Iar un pe opening nereușit. Bine, ce drept n-am prins de mult müller dar chiar și așa, nu, adică am și eu niște așteptări, niște dorințe, așa că hai să vedem, te rog eu frumos, te rog eu ei sports și este un algerian, m-a distrus de toți, este vorba de... Nici nu știu cine e ca idee. A, ah, Bentaleb, super, extraordinar. 94, iuhu, ce bucurie. Bentaleb, doamne, de când îl așteptam pe, pe băiatul ăsta, e, incredibil, e incredibil. Visul meu îndeplinit. Hai să vedem, o să fac acum un, un test de imaginație cine mai e pe lângă Bentaleb și o să mă gândesc la Medina și la Vardi. Eu zic că ăștia doi vin înapoi, că i-am și băgat în exchange. Deci Medina cu Vardi o are în spate și nu, Dante și cu Vardi, totuși pe aproape, nu tot fundaș ca și Medina Dante, dar da, e groaznic, nu știu, să-mi spuneți și voi în comentarii voi ce ați prins până acum la Liga în Team of the Season. Pentru că cu siguranță eu nu am prins așa cum îmi doream, dar poate măcar voi ați prins, ce să zic, ghinion în continuare, dar nicio problemă că o să mai deschidem pachete. În weekend cred că o să facem și un live, așa că stați geana pe canal, sper să apare și mâine clip, dar dacă nu apare clip aici pe acest cont, pe acest canal, Cristi FM, uitați-vă pe canalul principal, Cristi YouTube, pentru că acolo o să apară garantat clip mâine și un clip foarte, foarte mișto care am muncit de ultima vreme și eu zic că merită o vizionare din partea voastră. De astea fiind spuse, eu am fost Cristi și să ne auzim cu bine mâine la un nou episod aici sau și aici și pe canalul mare.